O să vedem punând-o în oglindă, la mulți ani după ce a devenit amanta unui profesor de religie. Eu n-am fost niciodată înțeleasă cu nimfomania asta a mea. Cu ce te ocupi? Sunt dominatoare, cântăreață și actriță. Ce înseamnă dominatoare? Eu pedepsesc bărbații. Mi-am descoperit sexualitatea devreme, la 6 ani, iar la 9 ani am avut primul orgasm conștient. Și viața sexuală? Cu profesorul de religie, preot, la 15 ani și 11 luni. Ce gândeai? Ce era în mintea ta? După ce am plecat, m-am simțit murdară și folosită și josnic m-am simțit. Am luat decizia în urma unei întâlniri cu o mare vedetă din România, un mare cântăreț. M-a așteptat după ușă, stingher, am intrat, aveam emoții, tremuram, că e o mare vedetă. La final, mă trezesc în bucătărie unde luasem cina, o hârtie de 100 de euro și un parfum. Ce trebuia să faci? Uroscato, multe, multe nebunii. Dar primul ce ți-a cerut să faci? Mi se pare că uro în gurița lui. Trebuie să-i umilesc, că asta e baza întâlnirii. Umilința, îi excită umilința. S-a întâmplat să te accepte cineva până acum așa cum ești? Nu mă simt acceptată de nimeni, cu adevărat, nici măcar de familia mea. Eu provin dintr-o familie de penticostali. În toată perioada asta, tu ai continuat să te vezi cu clienții? El știa cu ce te ocupi? Îi spuneam că fac masaj, că nu mai fac sex cu ei, deși eu făceam. Mi-aduc aminte că și însărcinată m-am dus la hotel să-l înșel cu un client pentru bani. Să mă vadă în timp ce fac sex cu alt bărbat. L-a găsit pe internet pe acest pastor. El era căsătorit și avea 8 copii. Și era și pastor. Un pastor a devenit dominator. La sclavi împreună cu mine. Era asistentul meu. Și ce făcea pentru tine mai exact? Ca asistent de dominatoare. Accepta să fie sub de sclavi. Viețile noastre sunt diferite. Ne trezim în case diferite, facem alegeri diferite. Dar aceste alegeri pe care le facem în viață întotdeauna ne definesc. Dar vedeți dumneavoastră, fiecare poveste, fiecare om, fiecare femeie trebuie să fie mai mult decât atât. Care este povestea Dianei Duțu? O să vedem punând-o în oglindă, la mulți ani după ce a devenit amanta unui profesor de religie care a fost dat afară din sistem. Viața i s-a schimbat, alegerile i s-au schimbat. Cum o găsim astăzi, după atât de mulți ani? Bună ziua! Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorată să fiu astăzi aici cu tine și sper să reușesc să-ți aduc și zâmbetul pe buze. Cum îți poți explica, cum le poți explica oamenilor, dincolo de calificativul din presă, cine ești tu, ca femeie? Cum te-ai putea descrie? În primul rând, sunt o femeie deosebită, din toate punctele de vedere. Sunt o artistă, sunt un om minunat și sunt deranjată de faptul că oamenii mă judecă după aparențe, dar încerc să nu o mai iau personal. Când spui judecat după aparențe, la ce te referi exact? Aparențe, adică cu ceea ce mă ocup, cum mă comport, cum mă îmbrac, cum vorbesc. Cu ce te ocupi? Sunt dominatoare, cântăreață și actriță. Te pot întreba, dacă nu te superi, ce înseamnă dominatoare? Da, eu pedepsesc bărbații. Cum? Cu acordul lor, la cererea lor. Te pot întreba cum? În diferite moduri. Cum își doresc ei, cum îți dorești tu, partitura este scrisă de către tine,
sau este o partitură pe care ei și-o doresc? Cădem de acord împreună despre ce urmează să facem. Revenind la calificativul la care ai fost redusă în presă de eleva porno, te-a durut acest calificativ? Da, pentru că eu eram un copil naiv pe vremea aceea. Eu n-am avut nicio vină pentru ce s-a întâmplat. Eu doar am fost sedusă și atât. Și acest incident care s-a întâmplat în liceu, între tine și un profesor, crezi că ți-a făcut practic toate alegerile din viață? Ți-a schimbat viața? Ți-a schimbat alegerile de mai târziu? Te-a schimbat ca femeie? M-a făcut să urăsc bărbații de genul lui. Și cu ocazia faptului că acum sunt dominatoare, mă pot răzbuna pe ei. Crezi? Dar are o legătură? Eu așa simt. Că mă răzbun. Ai simțit că faci asta? Da. Chiar o fac cu plăcere. Nu am milă, nu am silă. N-am nicio barieră. Ca să înțelegem cine ești cu adevărat, o să vreau să aflăm ce fel de copil ai fost. Avem această oglindă care ne poate purta și în copilărie. Aș vrea să te vedem și mică. Unde mergem în copilărie și în ce fel de familie? Provin dintr-o familie în care eram adulată de tata. Dar am avut și de suferit pentru că ei nu se înțelegeau. N-am avut o copilărie foarte liniștită. Dar iubită m-am simțit. Chiar adulată și venerată de tatăl meu. Unde plasăm copilăria ta? În ce oraș? București. În București. Mergem în București, în casa copilăriei tale, mergem într-un apartament. Ne poți purta împreună în acest apartament? Când deschidem ușa casei, să ne spui pe cine găsim înăuntru? Pe mine, pe surorile mele, am două surori, pe mama și pe tata. Cu ce se ocupă ei? La perioada aceea, tata, din câte mi-aduc aminte, lucra ca și bodyguard la un hotel, iar mama era casnică. Dar ei s-au cunoscut la... uite cum se numește... Tata era maestru tipograf la tipografie. Atunci. Și mama corector tipograf. Aș vrea să stabilim rolul tău. Când nu mai era liniște în casă? Când se adunau norii negri? De la ce? Datorită situației financiare. Banii? Da, da. Și se transformau în scandaluri între mama și tata? Da. Îți amintești dacă erau dese? Da, erau foarte dese. Transformate în violență? Da, da, și asta. Ce însemna la voi în casă violență între parteneri? Se ajungea și la bătaie între ei doi. Bătaie, ceartă. Iar eu eram undeva într-un colț și eram speriată, agitată. Încercam să mediez între ei, încercam să îi despart, deși eram mică. Eram foarte curajoasă. Tensiunea asta luată de acasă, ai dus-o cu tine mai tot timpul în viață, nerezolvată? Da, și am încercat să refulez prin sex. Dependența de sex m-a ajutat să mă exteriorizez și să văd viața, să trec prin viață mai ușor. Cum ai descoperit lucrul ăsta, că refulez prin sex toată anxietatea acumulată în copilărie? Da, eu toată energia asta negativă, adrenalina, anxietatea le elimin prin sex, prin orgasme. Mi-am descoperit sexualitatea de vreme, la 6 ani. Deja aveam dorințe.
sexuale. Da. Deși n-am fost violată, Doamne ferește, de tata sau chestii de astea, de nimeni. Pur și simplu... Să ne oprim un pic la vârsta de 6 ani. Da. Cum ți-ai descoperit la 6 ani sexualitatea? Pur și simplu simțeam nevoia... Eram excitată, pe românește. Și am spus mamei că simt nevoia să mă ating în zonele sexuale și mi-a spus să nu mai fac asta, că nu este ok. Ce a însemnat nu din partea mamei, nu te atinge pentru tine? Am continuat pe ascuns, iar la 9 ani am avut primul orgasm conștient. Și viața sexuală? Când ți-a început efectiv? Cu profesorul de religie, preot, la 15 ani și 11 luni. Dar tu cataloghezi tot ce se întâmplă cu tine. Înțeleg că tu conștientizezi că vine ceva din copilărie. Cataloghezi ca fiind o problemă, o problemă nerezolvată. Cataloghezi ca fiind un dezechilibru din zona nimfomaniei. Cum te-ai catalogat tu? Consideri că e nimfomanie la mijloc? Consideri că e o problemă psihologică nerezolvată? Chiar nu știu exact ce este, dar n-aș vrea să fiu altfel. Este plăcut să fiu așa cum sunt, pentru că pot obține foarte multe orgasme și plăceri și momente minunate pe care alte femei nu le pot avea nici măcar în visele lor cele mai frumoase. Ai citit despre nimfomanie, este nevoia exacerbată de a avea orgasm și de a face sex. Da, am libido foarte crescut. Se poate trata cu pastile naturiste, la fel cum poți să-l crești, poți să-l și diminuezi, dar mie îmi place cum sunt. Doar vreau să te întreb dacă ți-a trecut prin cap că ești nimfomană. Dacă... Nimfomană, cred că termenul de nimfomană înseamnă să poți să faci sex cu oricine. Ei bine, eu nu pot să fac sex cu oricine. Deci undeva există o limită pentru tine. Da, da. Eu simt nevoia să fac non-stop, dar cu persoana de care sunt atrasă, cu persoana iubită, cu care am sentimente, nu doar că am chef să fac așa cu oricine, că doar am chef. Nu. Deci sunt, tu spui că, de fapt, un nimfoman, în adevăratul sens al cuvântului, ar face sex cu oricine, la orice oră. Da, oricând, cu oricine, nu contează. Că e frumos, că e urât, că e bătrân, că e gras, că e slab, că nu contează. Să fie sex. Eu nu sunt așa. Eu sunt o nimfomană selectivă. Ca să zic așa. Deci e un concept nou. Nimfomană selectivă. Da. Adică trebuie să implice și plăcerea fizică. Adică trebuie să-ți placă vizual. Să existe o chimie, să existe și sentimente. O conexiune. Mie îmi place să fac magie, nu sex. Și momentul în care tu ai ales partea asta de dominare, ai ales-o și pentru că nu implică neapărat sex, ci doar dominare. Dar și... nu am ales-o eu. Ai ales ea pe tine. Eu m-am ocupat cu sex, dar de câțiva ani a luat amploare foarte mult... chestia asta cu dominarea. Nu mai e la modă sexul, acum dominarea e la modă și dacă asta mi se cere, asta fac. Deci ai făcut și sex. Da. Și atunci când nu puteai să fii selectivă, pentru că trebuia pur și simplu să fac sex cu cineva, cum acționai? O făceam pentru bani, iar eu nu aveam nicio plăcere, niciun orgasm. Îmi păstram plăcerea pentru persoana iubită. Mergem în liceu acum, când tu spui că ți-ai început viața sexuală. S-a întâmplat să fie cu un profesor. Da. Cum s-a întâmplat? Îmi aduc aminte și acum mirosul lui de parfum. Când intra în școală, umplea toată școala de mirosul lui și după miros știam dacă e în școală sau nu. Și școala nu era mică, era dita mai liceu. Nu puteam să fiu atrasă de băieți de vârsta mea, din clasa mea, n-aveam ce să văd la ei. Ei se jucau cu pungi, cu sticle, cu... Eram atrasă de el pentru că era un gentleman mereu dichisit, aranjat, elegant.
arăta întotdeauna că a scos din cutie, n-aveam ce să văd la colegii de clasă. Și ai început să nutrești pentru el sentimente de admirație amestecate cu dorința sexuală. Da, îmi aduc aminte că m-a oprit într-o seară deoparte și m-a întrebat dacă vreau să știu ce note am în catalog. Că mulți profesori nu ne spuneau ce note avem în catalog. Așteptau să vină părinții la școală să se intereseze de situația noastră școlară. Și i-am zis că da, sunt interesată să-mi arate ce note am. Și mi-a zis că am probleme la nu știu ce materie, nu mai rețin, și că dacă doresc să ies cu el la un suc să discutăm mai multe. Deci el a făcut primul pas. Da. Tu având câți ani? 15 ani. Și el? 30. 30. Eram jumătate din el. În momentul în care ai acceptat să mergi la suc, totuși, la 15 ani un copil, dar totuși 15 ani, ai împărtășit cu cineva informația asta, că profesorul de religie te invita la suc? Nu. Și nici prin minte nu mi-ar fi trecut că el mă invită la suc ca să mă bage în pat cu el. Nici nu mi-a trecut prin cap. Eram atât de naivă. Adică nu ai ghicit această intenție? Nu. Ai crezut că este vorba despre un suc? Da. Și sucul ăla nu l-am văzut nici până în ziua de azi. Și unde v-ați întâlnit prima oară? Unde trebuia să beți acest suc? M-a luat din fața școlii și am văzut că avea un drum bine stabilit. Se vedea că nu se uită în stânga, în dreapta să caute o cafenea. Mergea hotărât înainte. Și l-am întrebat, unde mergem? Și a spus, lasă că știu eu, stai liniștită. Și a parcat la, țin minte și acum, la Costin Georgian, în fața unui apartament. Și am intrat înăuntru, zice, dacă mergem la o cafenea, s-ar putea să ne vadă cineva și să-mi creez probleme. Așa mai bine intrăm aici, în apartament, nu ne știe nimeni, nu ne vede nimeni, putem să vorbim relaxați, în liniște, orice. Și am avut încredere și am intrat. Și acolo n-a fost vorba de niciun suc. S-a urcat pe mine direct și eu i-am spus, stai puțin, că eu sunt virgină. E, ești virgină. Ia să vedem. Nici măcar nu m-a crezut. Și a început să mă sărute, să mă dezbrace, să se apuce de treabă. Dar eu nu eram pregătită, m-a luat așa, ca din oală. Și chiar dacă îl plăceam, chiar dacă simțeam atracție față de el, nu eram pregătită să mă dezvirginez în momentul ăla și nici așa, în felul ăla. Și i-am spus să se oprească, că nu sunt pregătită, că nu pot. El a continuat. Nu pot să zic că m-a violat, că mie îmi plăcea de el. Mi-l doream, dar nu... Da, dar e diferit. Eu vreau să întreb cum ai perceput tu, având în vedere că îmi spui că nu erai pregătită. Nu erai pregătită poate să fie sinonim cu nu am vrut. Păi nu am vrut în momentul ăla și așa, în modul ăla. I-ai spus să se oprească? Da. Și nu s-a oprit? Nu. Se numește viol. Da. Un viol plăcut. Pentru că nu mi-era antipatic, nu mi-era scârbă de el, îmi plăcea de el ca bărbat, eram atrasă de el. Un nu este un nu, se spune. Există inclusiv violul în cuplu, în momentul în care nu există acceptul celuilalt. Dar în mintea ta, ca și copil de 15 ani, aș vrea, dincolo de planul ăsta sexual care s-a derulat în apartamentul profesorului, tu ce gândeai? Ce era în mintea ta? Nu prea gândeam. M-am lăsat dusă de val, i-am dat lui tot controlul și am avut încredere în el că el știe mai bine. Dar ai conștientizat ce ți s-a întâmplat? A fost un punct când tu ai conștientizat, măcar după ce ai plecat? După ce am plecat, m-am simțit murdară și folosită și josnic m-am simțit. Pentru că a fost așa un sex... Așa, fără sare, piper, nimic. Totul rapid, totul mecanic. Pentru prima oară, ca femeie, simți nevoia să fii luată altfel.
cu lumânări, cu mângâieri, cu o poezie, cu ceva mai romantic, așa, nu așa, hai, hai, zici că am făcut-o a nu știu câta oară în viață și nu contează. Când v-ați despărțit, după prima dată, îți amintești ce ți-a spus el? Da, a zis, vezi, nici n-ai fost virgină, pentru că nu prea am pătat cerceaful, pentru că am himen elastic și m-am simțit josnic, pentru că eu eram virgină. Ți-a spus să nu spui cuiva? Da, mi-a spus să nu vorbesc cu nimeni despre ce s-a întâmplat. Întrebarea mea e, dacă tot ai plecat dezamăgită, dacă tot te-ai simțit folosită? Nici n-am avut orgasm. De ce ai repetat? Pentru că am crezut că e o problemă la mine. Am crezut că așa e sexul. N-am știut că poate să fie și altfel. Dacă nu m-ai făcusem până atunci cu altcineva, am crezut că așa trebuie să fie. Și cât timp ai continuat relația cu profesorul de religie? Un an de zile. Ne întâlneam când și când, tot așa, în aceeași manieră, pentru sex. Mi-a rămas ceva în minte. Tu spuneai că avea deja drumul prestabilit. Crezi că înainte de tine au mai existat și alte fete? Da, sigur că da. El se vedea în paralel cu o grămadă de femei în timpul acela. Mai erau și alte colege din liceu în situația ta? Ai auzit despre asta? N-am auzit. Eu am auzit de o avocată, de concubina lui care era inspectoare în învățământ, de soția lui din Olt. Erau și căsătorit? Da. Era un adevărat cuceritor. Aș vrea să te întreb însă, când au început să apară zvonuri despre relația voastră și cum? Eu nu m-am abținut, că nu-mi stă în fire, și am mai povestit așa, am mai șușotit pe la colțuri cu colege și ușor, ușor s-a aflat. M-a și pocnit odată în mașină. Te-a lovit? Da. Mi-a luat telefonul și a sesizat că n-am șters mesajele cu el. Și pentru asta m-a lovit și mi l-a șters el cu forța. Era frică să nu am dovezi. Și după ce ai început să șoșotești cu prietenele, la ce perioadă a apărut mai întâi, eu asta vreau să înțeleg, a apărut mai întâi subiectul în presă sau a apărut mai întâi subiectul în liceu? La nivelul conducerii? Mai întâi în liceu, la nivelul conducerii. V-a chemat directoara școlii? M-a chemat profesoara de canto, cu o falcă în cer și una în pământ, să-mi spună că s-a aflat, că e grav, că trebuie să plec din liceu, tot eu. Eu eram victima și tot eu am fost judecată și blamată de toată lumea. De ce? Pentru că așa e România. Femeia e curvă, bărbatul e șmecher. Dar eu eram virgină. Curvă, virgină, n-am auzit. Tu aveai un iubit în perioada aia? Nu, el era. El era iubitul tău? Cum așa îl vedeam eu, dar numai iubit nu se numea. Și după această discuție cu profesoara de canto, ce s-a întâmplat? Mi-a spus să mă prezint cu mama la școală a doua zi, să vorbim cu directoarea. Directoarea era prietenă cu inspectoarea, concubina lui. El mie mi-a făcut niște poze goală, pe care și le-a pus în calculator, cu parolă, și concubina lui a descoperit acest folder parolat și a fost curioasă ce se ascunde acolo, ce ascunde el acolo, ca femeile. Și a chemat un hacker, un IT-ist, nu știu, un cineva care se pricepe, să deblocheze. Și a deblocat și a văzut pozele cu mine. Și a vorbit ca între prietene cu doamna directoare. Și i-a zis, ia uite, dragă, ce am găsit la Florin în calculator, poze cu fata asta. Și directoarea m-a recunoscut, zice, a, pe ele vă la noi aici. Și așa s-a aflat și m-au chemat cu mama, cum mi-am permis eu să mă culc cu bărbatul ei. Discuția cu mama, ți-o aduce aminte când mama a aflat ce s-a întâmplat? Care a fost reacția? A fost dezamăgită, supărată și tata, nu mai zic. A fost violenți cu tine? Nu. Ce s-au spus ca părinți atunci?
Oh. Că tocmai cu el m-am găsit să mă culc. Nu puteam să mă îndrăgostesc de un băiat de vârsta mea, tocmai cu profesorul de religie. Luni de zile, lumea a vorbit despre acest subiect, a apărut această titulatură de eleva porno. Eleva porno care, de fapt, era virgină. Nu prea merge. Impactul pe care l-ai resimțit după ce apăreai la televizor, îl înțelegeai? La școală, lumea te-a privit diferit, societatea? Da, da, deci când intram în școală, toți se uitau urât la mine, mă înjurau, mă desconsiderau, mă umileau. Dar ce făcusem până la urmă? Ce făcusem? Ce-ți spuneau? Mă considerau o curvă. Eu nu consider curvă nici pe femeia care stă pe centură. Toate suntem femei și merităm respect. Până la urmă, toate facem sex. Că facem sex pe bani, că facem sex de plăcere. Eu nu înțeleg termenul ăsta de curvă. Aș vrea să înțeleg un detaliu din toată povestea asta. Ce te făcea să mergi la televizor să te confrunți cu el? Și cum el, profesor de religie, a acceptat să vină la televizor să se confrunte cu tine? Părinții mei au fost convinși de părinții unei prietene din liceu, care tatăl ei era avocat și mama ei era judecătoare. Și mi-au convins părinții să fac treaba asta ca să nu fiu dat afară din liceu, că ele vreau să mă dea afară tot pe mine și ca să îmi păstrez poziția în liceu, a trebuit să apelez la, să recurg să merg la poliție, să merg la televiziuni, ca să... Cred că oamenii au nevoie de o încheiere a acestei povești care ți s-a întâmplat în liceu. Ce s-a ales de el? Ce s-a ales de tine? El nu a mai putut să fie preot și nu o să mai poată să fie vreodată. Am fost la biserica din Olt, unde era preot, și am dat acolo declarații și a fost dat afară, definitiv. Profesor de religie, la fel, niciodată. L-am scos din învățământ. În mod normal ar fi trebuit să facă și puțină pușcărie, dar pentru că n-am avut suficiente probe și m-am dus târziu după un an de zile de relație, nu s-a mai considerat viol. Dar oricum era vârsta, că era minoră, da. În lipsă de probe, nu știu, s-a clasat, s-a... Probabil a dat și el o șpagă aici colo, nu știu, habar n-am. Tu a trebuit să repeți anul? Am continuat școala, dar în clasa 12 am fost exmatriculată din cauza absențelor, pentru că începusem să fac turul Europei cu tot felul de milionari. Am vizitat 15 țări. La fel, nu regret. Acum, în prezent, m-am înscris la Seral să termin ultimul an. Adică nu ai terminat liceul încă? Nu, doar 11 clase la liceul de muzică. Ai abandonat ideea cu școala și ai ales cartea sexului, cumva. Da. De aici ți s-a schimbat cumva viața. Vreau să mergem cu ajutorul oglinzii exact în momentul de cotitură, când tu decizi că ăsta e drumul pe care vrei să o apuci. Am luat decizia în urma unei întâlniri cu o mare vedetă din România, un mare cântăreț, nu îi pot spune numele pentru că m-a amenințat foarte urât. Am avut o întâlnire cu el. Avea băieții în liceu cu mine și mi-a dat un telefon într-o seară și a spus că vrea să o cunoască pe fata care e în atenția băieților lui. Și la fel, aceeași tactică ca și profesorul, să ieșim la un restaurant să vorbim. Și mi-a trimis bani de taxi printr-unul din băieți, a doua zi la școală. Seara am urcat în taxi, nu-mi dăduse adresa. Spusese ceva de un restaurant japonez. Și l-am sunat din taxiu să-mi dea adresa și a zis, știi ceva, mai bine vii la un apartament de-al meu la Unirii, că dacă ne vede cineva s-ar putea să-mi faci probleme. Aceeași, deci zici că se vorbise cu profesorul de religie, aceeași tactică. Ok, m-am dus la apartament... M-a așteptat după ușă, stingher, am intrat, aveam emoții, tremuram, că e o mare vedetă.
Și mă aștepta acolo cu cina comandată, cu lumânări, mi-a cântat, a încercat să mă vrăjească, după care m-a invitat la duș și în dormitor. Și am acceptat, eram deja obișnuită cu sistemul. Am crezut că așa e sexul. M-am dus la duș, am făcut ce am făcut, la final mă trezesc în bucătărie unde luasem cina. Era o hârtie de 100 de euro și un parfum Chanel Chens. Și eu m-am simțit jignită. De ce? Cu mintea de atunci. Chiar i-am zis, de ce mă tratez ca pe o... Ca pe o? Prostituată. Ți-am cerut eu vreun ban? Eu am venit aici de plăcere. Și el a spus, dar cum poți să te gândești la așa ceva? E plăcerea mea. Uite, un parfum, niște bănuți să-ți cumperi ceva ce-ți place ție, că na, nu te cunosc suficient să știu ce-ți place. Ia-o așa, ca pe un cadou. Ah, mulțumesc! Și am luat-o ca pe un cadou. A doua zi am fost tare încântată, m-am dus și mi-am cumpărat tot ce părinții mei nu-și permiteau să-mi cumpere, de ale fetelor. Cremă de corp, cremă de față, ruj, nu mai știu ce mi-am luat, rimeluri. Și ai început să simți gustul banului. Da, da, da. Acum suntem în perioada în care tu nu erai dominatoare, în care ofereai doar sex și doar atât. Da. Și momentul când intervine această oportunitate în viață, aceasta de a domina? De 4 ani încoace a început. Dar a fost o decizie pur și simplu de business? Pentru că este, tu spuneai că sexul clasic nu mai vinde. A fost o decizie pur și simplu clară de business? Ai vrut să te reinventezi? Sau pur și simplu cineva ți-a propus și ți-a plăcut? Am tot primit propuneri de acest gen și am acceptat să mă întâlnesc cu ei pentru dominare, pentru că mi-a surâs și mie ideea. Dacă aș fi fost eu cea dominată, nu. Aș fi rămas cu sexul meu. Dar mi-a și surâs ideea. Asta. Primul client, ți-l aduce aminte, ți s-a părut ceva ciudat? Ce trebuia să faci? Poți să zic? Da, 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 te rog. Uros, Cato. Sunt multe, multe, multe nebunii. Dar primul ce ți-a cerut să faci? Mi se pare că uro în gurița lui. Trebuie să te comporți cu ei într-un fel? Da, să-i umilesc, să le vorbesc urât, să-i înjur, să... Presupun că ți-ai construit un personaj. Da, eu am mai multe personalități. Am o fire cameleonică. Și personalitatea de acum, care trebuie să domine, presupun că e unul la mână despre a vorbi într-un anumit fel. Da. Trebuie să dai directive, presupun. Da. Trebuie să-i umilezi sau nu? Trebuie să-i umilesc, că asta e baza întâlnirii. Umilința. Îi excită umilința. Probabil au fost umiliți în copilărie și nu știu. Trebuie să-i bați? Trebuie să-i... Da. Ai un arsenal al tău? Da, am instrumente de tortură. Dar trebuie să am grijă să nu le las semne, că poate se duc la INML și scot certificat și... Înainte de a vă întâlni, el își cere ceva, tu spui dacă poți să faci lucrurile astea? Da, da. Sunt și lucruri pe care le refuz, bineînțeles. Unde este limita ta? Ce ai refuzat să faci? Am refuzat să vomit în gura lor, pentru că nu suport să vomit. Am refuzat să îi sufoc până la leșin, pentru că nu vreau să atentez la viața nimănui. Și am refuzat să le las semne sau să le dau sângele cumva. Totul până la semne. Cumva și din pricina implicațiilor legale până la... Exact, da, da. Ți s-a întâmplat un incident cu cineva mai în vârstă în timpul acestor sesiuni? Nu, nu. Nu s-a întâmplat nimic. Nu. Un lucru vreau să te întreb. Am observat că din
tot ce ai pățit, ai încercat să te branduiești în felul ăsta. Tu te-ai folosit de ceea ce s-a întâmplat cu preotul din liceu prin a te comercializa acum. Da. Tu spui la un moment dat, eu sunt Diana, fata care am concediat doi preoți. Diavolul nu vine la noi cu fața roșie și cu coarne. Vine deghizat în tot ce ți-ai dori vreodată. Ce anume înseamnă asta? Ce ai vrut să spui? Am observat la mine că am o tendință de a mă face eu să par cea rea. Când de fapt eu inițial am fost o victimă, dar niciodată n-am acceptat postura asta de victimă și atunci m-am transformat în călău. Dar când tu dai la o parte tot ceea ce vinzi oamenilor, tot ceea ce crede despre tine, când te dezgolești și rămâi doar tu, o găsești și pe Diana victimă? Da. Și doare sentimentul ăsta? Da, dar prefer să mă îmbrac cu mantia încrederii, puterii. Dar masca pe care ai învățat să o porți pe fața ta ca să poți să supraviețuiești în lumea asta largă, alegând să joci tot felul de personaje, nu doare? Ba da, eu mă văd o fetiță dornică de atenție și de iubire, care caută fericirea ca toți ceilalți. Și caut să fiu acceptat așa cum sunt. S-a întâmplat să te accepte cineva până acum așa cum ești? Te simți acceptată, iubită? Nu mă simt acceptată de nimeni, cu adevărat. Nici măcar de familia mea, nici de prietenii mei. Nu mă simt acceptată decât de mine. Nimeni nu mă înțelege cu adevărat. E greu, pentru că ei nu simt ca mine, n-au trecut prin ce am trecut eu. Dar pare că nici tu nu mai vrei să-ți mai amintești sau să rezolvi ceea ce a fost în trecut. Aș vrea, dar e foarte dureros și cred că necesită multă terapie. Dar adăugând strat peste strat, nu uiți, rămâne acolo ceva nerezolvat, nespus. Eu refulez prin sex, prin orgasme. Dar familia acum te-a uitat? Ai uitat tu? Ei uitat tu? Unde sunt ei? Mai sunt prezenți în viața ta? Tata a murit, din păcate, de curând și a rămas doar mama, care ea a fost cea mai critică cu mine. Ce înseamnă critică cu tine? Ea mereu m-a judecat. Ea este o femeie penticostală. Eu provin dintr-o familie de penticostali, unde ce am făcut eu nu se permite. Poți să-mi explici cum se împacă cu credința cu care ai plecat de acasă, penticostală, și cu tremurul ăsta pe care l-ai făcut tu în rândul mamei, în sufletul ei? Eu sunt oaia neagră a familiei, așa sunt eu considerată. Eu n-am fost niciodată înțeleasă cu nimfomania asta a mea. Pe cât de dur sună? Le-a fost rușine cu tine? Cred că da. Cred că da. Cred că au simțit că i-am făcut de râs. Mama mai vorbește cu tine acum? Da. Ține legătura? Da. Dar da. Vorbește cu tine? Vorbește cu mine, dar... Te întreabă ce simți? Vorbiți? Vorbim, dar nu mă înțelege. Nu simt că mă înțelege. Nu simt ce trebuie. Ne poți spune cum l-ai întâlnit pe taximetristul care avea să-ți devină soț și cum te-ai hotărât? Într-o seară, din întâmplare, aveam nevoie de taxi să merg la un gagic. Am urcat la el și mi-a cerut un număr de telefon și m-a cerut apoi, la câteva luni de relație, în căsătorie la Castelul Bran. În toată perioada asta, tu ai continuat să te vezi cu clienții? El știa cu ce te ocupi? Îi spuneam că fac masaj, că nu mai fac sex cu ei, deși eu o făceam. Deci el nu accepta ceea ce făceai? Ce bărbat acceptă? Care
ține la o femeie. Și la Brana ai spus da. Da. Și ai devenit soție? Da. Am renunțat la bani, la vacanțe, pentru un bărbat mediocru. M-am mutat într-o garsonieră de 13 metri pătrați. N-aveam absolut nicio condiție. Nu știu ce a fost în capul meu. Eu am puterea să iubesc așa, necondiționat. Și asta a fost chiar momentul în care nu ai mai lucrat deloc? Așa mi-am propus, dar datorită sărăciei în care mă ținea, Lucie, mai rău ca acasă. Deci acasă eu trăiam pe picior mare pe lângă ce am trăit cu el. Mi-aduc aminte că și însărcinată m-am dus la hotel să-l înșel cu un client pentru bani. Ai făcut asta? Da. Pentru că o duceam așa rău încât aveam poftă de anumite lucruri și el îmi spunea că nu are bani să mi le cumpere. La modul ăla de grav era. Era și violent? Da! M-a bătut chiar în noaptea anunții că nu ne-au venit invitații. Cum adică? A considerat că este vina mea, că eu am vrut nuntă cu Fast, că trebuia să ne rezumăm la o ieșire în colțul străzii, la restaurantul pe care îl găsim mai aproape și gata. Și te-a bătut în noaptea anunții? Da, și eram și însărcinată. În 4 luni. Și era beat. Dar mă rog, asta nu e o scuză. El asta a văzut în familie, la el. Tatăl lui mereu o bate pe mama lui. Dar mama știa că te-a bătut când îți recomanda să rămâi cu el? Da. Și era ok? Nu era ok, dar eram proaspăt căsătorită, însărcinată. A sfătuit să îi mai dau o șansă. Așa cum a făcut ea cu tata? Da. Se pare că da. Și ei mi-ai dat o șansă, așa cum ți-a spus mama. Da, nu l-am ascultat pe tata. Ar fi fost bine să-l ascult, dar era riscant din punct de vedere al sănătății pentru mine, că aveam deja 4 luni. Am întors înapoi la el și toată sarcina m-a așteptat efectiv să nasc ca să-l părăsesc. Asta a fost șansa pe care i-am acordat-o. Să vedem cum te comporți până nasc. Și apoi și a fost mai rău? Da, da. În toată căsnicia, cât a stat împreună? Nici nu mai știu. Mi se pare că 2 ani, cu tot cu relație și căsătorie și copil și... Când te-ai hotărât să fugi de acolo? Cred că avea fetița 3 luni. Și unde te-ai dus? Am chemat o firmă de mobilă, că patul era cumpărat de sora mea. Și am vrut să-l las fără pat, să mă răzbun. Se dormă pe jos până are bani, până strânge bani de alt pat. Și am luat tot ce era al meu. Am fost corectă. Absolut tot ce era al meu, cumpărat de mine, de familia mea, am luat de acolo, copilul la braț și am plecat. Eu consider că puține femei au curajul ăsta. Să plece. Să plece cu copii, cu tot, căsătorite. Sunt multe femei care acceptă să fie bătute, umilite, înșelate doar pentru că au copii și sunt căsătorite. Puține au curajul meu. Dar tu ai pierdut ceva din această luptă. Ai pierdut copilul. Da. De asta am spus că a fost cea mai mare greșeală a vieții mele, relația cu el. Că poate dacă nu eram cu el, nu făceam acest copil care, uite, trăiește departe de mine și poate suferă. Nu știu. Ce nu știu oamenii e că acest copil pe care vă l-ați făcut nu ți-a rămas nici ție, nici lui. Unde este? E la una dintre surorile mele, în Anglia. I-am dat custodia pentru că eu nu puteam să mă împart și la meserie și la copil și eram nevoită să plătesc bone și bonele n-aveau grijă de ea, o băteau, că era o fetiță foarte energică. Și sora mea s-a oferit să mă ajute, să stea cu ea, dar ca să poată să o ia în Anglia și să o înscrie la școală și la doctor, a trebuit să semneze anumite acte, ca ei să fie părinți gardieni până la 18 ani.
Dar nu mi-am imaginat că sora mea, sânge din sângele meu, nu o să mai îmi dea acces să-mi văd copilul. Deci nu-mi trecea prin cap pentru nimic în lume. Eu eram foarte apropiată de sora mea. Era ca și mama mea. Era mai apropiată de ea ca de mama. De sora ta nu te mai lasă să-ți vezi copilul? Nu. Nici măcar în poze. Dar ce fac cu pozele? De ce? Mănânc pozele? Nu știu. De când ți-ai dat copilul? Câți ani are copilul acum? 6 ani. De acum 5 ani l-ai dat copilul? Nu. De 4. De 4 ani? De 3 ani. De 3 ani. L-ai mai văzut, ai mai văzut frată fetița de 3 ani? Da, de un an de zile s-a întâmplat chestia asta cu... De un an nu mai știu nimic de ea. De un an nu ți-ai mai văzut copilul deloc? Da, da. Ai încercat să duci acolo? Nu. Singura soluție prin care eu pot să o văd este să-mi angajez avocați englezi și să mă duc acolo în Anglia și să mă lupt contra surorii mele. Ceea ce nu pot să fac. Dar tu, în momentul de față, legal, nu mai ai niciun drept asupra copilului. Am, dar trebuie să mă lupt pe teritoriul englez. România nu poate să mă ajute cu nimic. Poliția română nu... sau. Dar sora ta nu-ți mai răspunde deloc la mesaje, măcar să justifice gestul? Mi-a dat bloc, peste tot. Crezi că are legătură, totuși, având în vedere contextul în care toată familia ta se situează, cu ceea ce faci? Vrea să desprindă copilul de tine și de ceea ce faci tu? Probabil că da. Probabil că da, dar nu mi se pare corect. Nu sunt satana pe pământ doar pentru că fac sex contra cost. Dacă făceam de plăcere gratuit, eram mai bine văzută în societate. Eu nu înțeleg termenul ăsta de ești curvă că faci sex pe bani. Dar dacă faci sex cu mai mulți parteneri de plăcere, nu mai ești curvă. Cred că un bărbat a inventat chestia asta ca să facă sex gratis, să nu plătească, nu știu. Aș vrea să știu cum e să nu știi ce face copilul tău. E foarte greu, dar m-am obișnuit cu ideea. Ceea ce mă ajută este faptul că știu 100% că ea este foarte bine, foarte răsfățată, are de toate. Sora mea are o situație foarte bună materială, nu-i lipsește nimic fetiței, doar eu, atât. Doar eu îi lipsesc și ea mie. Și sper ca într-o zi să se remedieze această situație și să ne putem relua legătura. Deci, un mare păcat ceea ce face ea. Sora ta. Da, și nimic nu rămâne neplătit pe lumea asta. Deci dacă ar fi cumva să marcăm cea mai mare greșeală a vieții tale, totuși, pe lângă soțul taximetrist, ar fi asta. Primul a fost preot, al doilea pastor, chiar pastor penticostal, culmea. Dar cum ai întâlnit acest preot penticostal? Și el m-a cerut în căsătorie, nu la Castelul Bran, la Castelul Peleș, de data asta, cu inel de 6.000 de euro. Acest preot penticostal, l-ai cunoscut imediat după ce ți-ai dat copilul? Înainte să-l dau. Încă era la bone. Deci copilul era crescut de bone, tu îți vedeai în continuare de meseria ta. Da. Și se întâmplă să întâlnești acest pastor. Da, da, știi cum l-am întâlnit? Nu știai că era pastor, nu? Nu știam, că ținea secret. L-am cunoscut pentru că în perioada aia încă nu divorțasem, păstram oarecare relație cu fostul meu soț, la modul că chiar ne mai și culcam, ne mai vizitam, mai stăteam împreună cu copilul, de dragul copilului, mai petreceam timp, începusem să avem o altfel de relație, așa mai, de părinți, prieteni, de dragul copilului, să ne simtă pe amândoi. Și el dezvoltase o fantezie. Fostul soț. Da. Cu care te mai și culcai din când în când. Da. Dezvoltase următoarea fantezie. Să mă vadă în timp ce fac sex cu alt bărbat. Și eu îl refuzam. Îi spuneam din respect pentru ce a fost între noi, că ne-am căsătorit, avem un copil, chiar dacă ne-am despărțit,
eu nu pot să-ți fac asta, mi-e aiurea. Chiar mi-era aiurea. Mie nu-mi place să fac oamenii să sufere, chiar dacă eu am fost făcută să sufere. Și l-am refuzat, dar el l-a găsit pe internet pe acest pastor, neștiind că e pastor, și l-a convins să ne vedem în trei. Și m-am răzgândit în ultimul moment, în dimineața aia, și nu m-am dus la întâlnire. Și l-am rugat în schimb să-mi dea numărul lui să mă văd cu el separat, fără el. I-am zis, măi, nu pot, m-am gândit, dar nu, lasă, mă văd eu cu el separat. Și așa am și făcut. M-am văzut cu el separat, a fost dragoste la prima vedere, o chimie extraordinară pe care îmi doresc să o mai simt în viața asta. Așa, chimie fulgerătoare, eu cred că el este sufletul meu geamăn. Cred că a fost cea mai intensă relație pe care am avut-o și din punct de vedere sexual și... Dar? Simt că urmează un dar. Dar nu s-a finalizat așa cum doream eu. De și ce? Poate e mai bine, că era o mare diferență de vârstă. Și eu cu nimfomania mea, nu știu dacă el mai îmi făcea față mulți ani de aici încolo. De ce s-a rupt între voi doi? El era căsătorit și avea 8 copii. Și era și pastor. Și el nu mi-a spus. Eu am aflat de pe net. I-am căutat numele pe net. Și l-ai confruntat. Da. Și reacția lui care a fost? I-am spus-o în timpul actului sexual. Că el nu-mi spusese numele lui de familie. Doar numele, prenumele. Da. Și nu mai știu cum i-am spus. Da, eram peste el și m-am uitat în ochii lui și i-am spus să te iubesc, Banu Daniel. Și el când a auzit și a dat seama că dacă i-am aflat și numele întreg, am aflat și cu ce se ocupă și i-am zis, știu că ești pastor, a înlemnit. I-a fost frică de tine? Da. De ce poți să faci cu informația asta? Da. Și întrebarea firească e, ce ai făcut cu informația asta? A aflat toată lumea. De la tine? Da. Informație care avea să-l coste și viața și funcția, nu? Păi și-a pierdut și el funcția, da. Mai ales la penticostale, mai grav ca la ortodoxi. Odată rămas fără funcție și fără familie, totuși, viața vă plasează tot pe voi doi împreună. Înțeleg că te-ai iertat pentru indiscreția pe care ai făcut-o și că l-ai devoalat public. Decertat v-aș certa din alt raționament. El a venit să locuiască cu mine și deoarece își pierduse funcția datorită relației cu mine, el nu mai avea din ce să producă bani. Eu mă ocupam cu ce mă ocup și a hotărât să ne ocupăm împreună cu ceea ce mă ocup eu. Un pastor? Da. Un pastor a devenit dominator. La sclavi împreună cu mine. Era asistentul meu. Și ce făcea pentru tine mai exact? Ca asistent de dominatoare? Accepta să fie sub de sclavi. O să zic așa? Sau zicem alt cuvânt. Deci accepta să fie parte a momentului pe care tu îl ofereai clienților tăi. Da, sau să facem sex în trei cu clientul care venea. Și de ce v-ați despărțit? Pentru că eu nu eram mulțumită. Eu îi reproșam. Ce fel de bărbat ești tu?
Asta e iubire? Să accept să mă vezi cum fac sex cu altul în fața ta? Dar ce ești, pește? Dar stai pe banii mei? Mie nu-mi convenea. Eu întotdeauna mi-am dorit un bărbat care să mă scoată din lumea asta. Să-mi zică stop, ești doar a mea, eu mă ocup de tine, să ai tot ce ai nevoie. Un provider. Niciodată n-am acceptat să am o relație cu un bărbat care să profite de pe urma mea. Irinel Columbeanu se potrivea cu acest profil pe care ți-l-ai fi dorit în viață? Nu. Pentru că eu, când l-am cunoscut, mă plătea pentru sex și atât. Noi ne-am prietenit mai mult după ce a pierdut tot. Eu am fost singura femeie care i-a rămas alături după ce a pierdut tot. Dar el n-a știut să aprecieze și m-am certat și cu el, definitiv. Deci relația voastră o împărțim în două. Când era foarte bogat și când nu a mai fost bogat. Aș vrea să mergem în prima parte. Cum ai ajuns să-l cunoști? Printr-o cunoștință. Ai ajuns la casa din Izvorani? Da, și la apartamentul de la Victoriei, unde avea birou. Câți ani aveai? 18 ani. Să mai aduci aminte cum a fost prima întâlnire cu milionarul Irinel Columbeanu de atunci? Erau frumoase întâlnirile cu el. De ce spui asta? Era bun la pat. Și rezistent. Și plus să faci sex în casa aia, atâtea tablouri, avea și solar unde poți să te bronzezi, piscină interioară-exterioară, oglinda aia din tavan în care vedeai tot ce faci. Mi se părea foarte perversă oglinda aia. Acvarii cu pești, cu rechini, minibar. Era ceva de vis casa lui. Un stil de viață la care tindeai și tu. Da. Cam asta îți doreai de la viață. Da. Asta visa copilul de 18 ani. Întotdeauna mi-am dorit să obțin, prin forțe proprii, ceea ce n-am avut în copilărie. Întrebarea e, de ce nu v-ați mai văzut? Știu că v-ați văzut de câteva ori și la un moment dat nu v-ați mai văzut. Până să rămână fără bani? Da. Pur și simplu. Nu știu. Nu m-a mai chemat. Iar eu eram ocupată cu tot felul de relații și nici nu puteam. Și dacă... Eu am tot avut tentative de a mă opri. Povestești la un moment dat referitor la Irinel Columbeanu de un incident petrecut la o petrecere. Ah, la swing. La? La swing, la clubul de swing, când i s-a făcut rău. Poți să le povestești oamenilor, poate nu înțeleg termenul. Erați la o petrecere care... Ce se întâmplă acolo? O petrecere unde lumea vine să facă schimb de parteneri. Și acolo ce incident s-a întâmplat cu Irinel Columbeanu? S-a făcut rău de la apa fierbinte din jacuzzi. Și s-a întins pe pat și a început să doarmă. Acolo unde toți trebuiau să facă sex, el a început să doarmă. Și toți care intrau acolo îi bufnea râsul și plecau. Cumva crezi că era ceva ce a prevestit problemele pe care el mai târziu avea să le aibă de sănătate? Da, da, la scurt timp a făcut AVC-ul în mașină la benzinărie. Când m-a sunat, pe mine m-a sunat prima să mă duc acolo să îl ajut, dar eram prinsă nu știu unde. M-a chemat că e la o benzinărie, că a făcut un mic accident, că nu mai simte mâinile, sunt complet amorțite, nu mai vede bine și că nu poate să mai plece de acolo, că e frică să nu facă un accident mai mare și să mă duc acolo, să-l iau de acolo. Și pentru că n-am putut, a chemat un prieten, bărbat, care l-a luat și l-a dus la el acasă și de acolo, de la el de acasă, a chemat salvarea și l-au dus la spital, la Elias, mi se pare. A fost la el la spital măcar? Nu m-a lăsat să vin. De ce? El nu dorea să se afișeze cu mine, era rușine cu mine. Deși soția pe care și-a luat-o, a cumpărat-o de la pești, de la Monica, a fost cumpărată de la bordel.
Și toate femeile cu care el a fost nu au fost luate de la biserică. Să fim serioși. Dar cu mine era rușine, nu înțeleg de ce. Și ne întoarcem la tot ceea ce am discutat acest interviu, pentru că în percepția publică ești o păcătoasă? De asta să nu fie acceptată? Da, dar nu înțeleg de ce sunt blamat atât de rău doar pentru faptul că iau niște bani. Dacă eram, de exemplu, agentă imobiliară și datorită dorinței mele sexuale debordante făceam sex cu mai mulți parteneri într-o seară, nu eram așa blamată. Sunt agentă, aveam această acoperire. Nu eram numită curvă. Dar dacă nu sunt agentă sau nu sunt avocată și fac sex și iau și bani, sunt ultima femeie. Nu înțeleg. Și încă o chestie pe care vreau să o precizez. Conform Bibliei, că tot vorbim de biserică și conform Bibliei, o persoană, femeie, bărbat, care are contact sexual cu mai mulți parteneri fiind necăsătorit sau necăsătorită, se numește curvă sau curvar. Iar o persoană căsătorită se numește prea curvar sau prea curvă. Deci, conform Bibliei, toți suntem curve și curvari, nu doar eu că iau bani și alții fac de plăcere și... Nu, cu toții suntem, conform Bibliei. Și de la viitor, ce-ți dorești? Ce-ți rezervă? Eu chiar îmi doresc să pun stop și să mă căsătoresc cu un bărbat, nu pocăit, cu un bărbat. Pe gustul meu. Sper să-l găsesc. Poate că această emisiune va fi văzută și de fetița ta cândva. Ai un mesaj pentru ea? Să știe că în această zi te-ai gândit și la ea? Să știe de ce ai lăsat-o acolo? Poți să explici acum situația? Da, am lăsat-o acolo spre binele amândurora, și al ei și al meu. Nu regret decizia luată, regret doar că sora mea mi-a interzis să mai comunic cu ea și vreau să știe că o iubesc și că îmi doresc din tot sufletul să ne putem relua legătura. Eu n-am nicio vină că ea nu mă poate vedea și nu mă poate auzi. Sora mea i-a zis că eu sunt cea care nu mai vreau. Asta m-a durut la fel, enorm. Și mie mi-a zis că ea, că fetița nu mai mă vrea. Oribil. Ți-a trecut prin cap că o să te judece pentru ceea ce faci mai târziu în viață? Îți trece prin cap lucrul ăsta? Probabil că da. Dar eu știu cel mai bine că ceea ce fac a fost tot o alegere bună luată de mine. Eu sunt responsabilă pentru propria fericire, pentru propria prosperitate. Și consider că îmi e mai bine momentan așa. Dar nu regreți ceea ce faci în prezent? Nu. Nu cred că eram mai fericită sau mai câștigată dacă lucram pe 2000 de lei la Mega Image și că oricum făceam sex cu mulți bărbați, că îmi cere organismul. Măcar așa am luat niște bani, eu mi-am creat un confort, o viață mai frumoasă. Nu regret asta. Pentru oamenii care poate nu te înțeleg, ce vrei să le spui? Sau poate te judec? N-au niciun drept să mă judece. Cu toții suntem niște păcătoși. Să arunce cu piatra cel ce e fără de păcat. Fiecare își trăiește viața așa cum dorește. Fiecare o să dea socoteală cândva universului. Și mi-ar plăcea foarte mult să dea la o parte aceste aparențe și să dorească să mă cunoască pe mine ca om, ca femeie, înainte să trag o concluzie.
Diana Duțu, îți mulțumim că ai stat în oglindă. Cu mare drag. Pentru păcate, oamenii au murit în istoria noastră. Păcatele sunt doar pentru sufletele noastre. Noi trebuie să le recunoaștem și să trăim cu ele. Nu vă uitați în stânga și în dreapta și nu le scoateți în relief. Noi cu toții suntem păcătoși. Suficient. Vă mulțumesc că a stat în oglindă.